Так, ну... Я винит там парк на микрофону Либер Кужели. Да, ел? Да вообще не ел. Ну, жадный. Я как амфозник, когда он скимбал губернатор, что он депут три черри для удиери на министру мои, на Андрея Настасия, что тот же на министру, как ну, мы принесли сданки, в конседе, кто оккупат, и так далее. Cererile le preluaie, că le-au preluat de la anticorupție Gogu. A fost cu trei martori, tot a fost polițist, a dat declarații, trei martori. De... Și până la urmă au zis că domnul Sagaidah, eu am înțeles, Mata nu vrea răzbunare pe polițistul Lozovan, dar a sun soția și a să împărtăjați averea și gata, înțeleg? Și când acolo mă trezesc, joi mă sună de la... Рыжканов, следователь, анкетатор. Анкетатору, кабинет очень сутичный, я не знаю, я меморизат фамилия, понимаете? Авиации урмарили пенал. Домный анкетатор, спуни не, кущи, пси, пси тем, ди он, ди сеча. К нас винец, а свидец, вас спонди, дат к Лозовану, полицисту ди... А, соплынс полицисту ди сектор, да? Да, да, соплынс пи мин. Я он дус ку мартор, я ред ки... Și a doua cerere la SPI anticorupție, tac, lungul. Văd că dumneavoastră sunteți mai în stare. Bun, și el și s-a plâns, că l-ai calomniat sau și... Dar nu știu, luni, mâine mă duc. A, încă nu știi. Am zis că nu vin fără avocat, dar dacă e, încă nu-i dosar penal, n-am dreptul la avocat. Dacă e urmărire penală, n-am dreptul. Așa da, înțeles? Da. Toate etapele, da. Nu, că eu am spus... Mai ales dacă n-ai venituri, statul trebuie să-ți avocat de stat. N-am venituri și așa, da. Și cam am depus cer și am avocat de stat din nou. Mai ales că e penal și rești și închisoare sau amendă penală. Când e contravențional, sunt obligați, da, la penal. Da, da, la mine e urmăriri, dar dacă el mi-o fabrica, mi face la comandă asta, mi-am spus, eu vin cu avocat, mă duc la Lecoroso 1, depun cere, când îi dă avocat, peste o săptămână, trei zile atunci. Și înregistrările le filmez pe telefon, gata, nu mai mergeți. Adică audierea, da? Cum ai discuția cu polițistul. Am drept, mai timp să nu filmez, dar am drept să înregistrez. Nu știu, dar oricum, secretul e a dumitale, nu e al lor. Și zic că... E viața privată a dumitale vorbit acolo, da. Vă mai spun încă o dată ca să răspund lui Zuban pentru toate porcările care le-au făcut. Am fost la primar la audier. 50 minute l-am înregistrat pe primar. În sat acolo? Da. Domn primar, și cum facem, cum ne întorc avere, că am depus cererea la dânsul, să nu dai certificat de casa și înstrăinată, că îi scoasă în vânzare 75.000 de euro. Dar trebuie să-și dai acordul și primărie? Da, primarul dă certificat că e plătit lotul, impozitul. Am înțeles, că n-are datorii. Da, fără de impozit. Păi și dacă n-are datorii, de ce să nu dea certificat? Nu, dar stați-o leagă, eu i-am depus, primarul îi cere că e casa în litigiu la CEDO, de-o mă înțelegi? Am înțeles. Dar eu n-am pentru ce să nu-i dă. Bun, domn primar, dă-i. Bun, dar a doua lea sara de bomb și de pe libertăță e 8, deși mi se trimis scrisoare recomandată 14 zile, vină că îți dă saraiul și așa mai departe. Ieți mobila ce ți aparține, nu răspunde la telefon 14 zile, după 14 zile, ce-o. A cine nu răspunde, executorul sau? Soție, eu trimesc scrisoarea, da, soție, eu trimesc scrisoarea. Eu am văzut 7 zile că nu răspunde la telefon, acasă nu mă pot duci că e ordonanță de protecție, îmi deschide una după alta. Mă duc și depun în judecată, Lorina Cibotar la Rășcan, cu judecătoare, zice că nu sunt, n-am putut și să o chemă judecată, înțelegi? El nu răspunde la telefon 14 zile. După 14 zile, polițistul, tac, Igor Grițac de la Crico, dumneavoastră a vrut să vă se dea averea, dumneavoastră nu v-ați conformat. Oi, oameni buni, o capcă din averea mea, dacă eu vreau ceva să-ți donez ție, cum, omul n-a să iei? Și îmi blați voi cu nebunii, și ca așa. Nu pot nică, 50 de ani, nu pot țin eu nică din averea mea. Am mult și s-o fac. Dar și-ai zis că casă de bomb și ți-o lăsat un sarai ceva acolo, mare? Sarai, dar când a fost făcut prima ordonanță de protecție judecător Serafim Vasilache, eu zic, cum puteți să mă dați afară din casă dacă saraiul ăsta, casa să n-are nici ușă, nici fereastră, nici așa mai departe. Nu mă interesează. Două luni ordonanță de protecție. Nu te-a obligat să trăiești acolo, dar ți-a permis să trăiești acolo, în partea aceea, nu? Dar păi asta e altă parte, fără uși, fără ferestre, nu în casă.
Dar casa asta scoasă în vânzare 75.000 de euro, vă dați seama, înțelegeți? Acum, dacă așa au decis acum, instanța, au partajat-o felul ăsta? Acum ei e fugit la Italia pe 3 luni, o lună după ce... Poate nu fugiți, s-au dus ieșit ușor. Poftim? Poate nu fugiți, zic. Da, până am o lună acolo, o lună aici, am o stai acolo, înțelegeți? Cum poate așa lucrează, viața e privată, e treaba am ei. Am depus la, și la Interpol, am scris istoare, pe dânsa că e participare la furt cu italieni și așa mai departe. Dar ce-o furat? Poftim? Ce-o furat cu italieni? Se duce la pândă cu italienii, înțelegi? Duce la pândă și de trasa italienii dă de scurt, bani. E, presupui că n-ai de unde să știi. Nu presupui, am spus familia Marchiori Guerino din Padova, Camponogara și lasă judecătorii de aici. Să nu răspuns pentru denunți false. Judecătorii la sună poliția din Camponogara, îți vadă oamenii ăștia, au furturi, au dosari și așa mai departe. Eu nu mă tem și am spus și la... Deci cunoști pentru... așa dosare din Italia? Eu pentru orice cuvânt răspund pentru ce scriu aici și am spus. Dacă vreau să mă adresez la ministrul din interne, Andrei Năstaschi, depun în fiecare zi, depun cereri să mă primească la audieri, să mă primească la audieri, nu subalterne lui. Iacă, Gogu, pe urmă Lungu, nu-i, cât idei... Ăștia te-au primit până acum, subalterne. Nu, dar chestia că el n-are timp, ministru, cred că înțelegi, subalterii mă primesc. Da, domnul Goguț, eu am 20 de ani la spie, dar eu promit că dacă Lozovanu are încălcări, polițiștii să răspundă, dar vă arăt, dovez o grămadă, cer să-mi iau alimente, nu, înțelegi? Concediat în fața lui, protejează taxi expres Ciorescu, numere albi, fără cec, fără șașcă, fără nică, înțelegi? El protejează prin faptul că nu intervine să-i oblige să... Nu obligă să respecte legea, nu? Nu-i obligă să respecte legea, mm-hmm. Crișuiește, asta se cheamă. El îmi spune, eu sunt om cinstit și onest, stai om bun. Ești cinstit și onest, dar ce protejezi în det? Așa ai legalități, tu faci Tăciorescu, să teme lumea de tine, m-am găsit eu. În primării, contabil, au zis și cată brega și nebunul ăsta la noi, înțeleg? Vă chemați pe dumneavoastră și vă amendați? Eu nu știu, vă amendați? Nu, nu m-au amendat. Nu? Dar vă chemați? Nici nu m-au audiat. Ah, de fapt am fost odată, am vorbit. Da, m-au chemat odată, da. Pentru interviuri, da. Lozovan... Dar nu a urmat nici o amendă, nici nimic. Da, dar eu am trei amenzi, două amenzi, și nu viceprocurori Sângerei, două amenzi, două jumate. Polițistul Lozovan. Și 2.500 2.500 plus 2.500. Dar sunt grămadă bani. Și ai plătit? N-am mai plătit, am contestat și tac. Și nu s-au numit ședință de judecat? Nu încep nici ședință de judecat. Poate n-ai contestat cu conform procedurilor, n-ai înregistrat la cancelare. Lozovanul Trimi, soția Trimi, nu conștiincios administrativ la Râșcanu, că am rămas, unde a fost judecătorie. Conștiincios. Contencios. Dar nu e contencios, că e contravențional. Dacă e o amendă și o contești, asta e contravențional, e proces contravențional. Știu, contencios e când ataci un act administrativ, o hotărâre, un ordin al primarului. Acela e contencios. Al ministrului, da. Nici un răspuns, noi am fost la Armeană, 24, tot ceva e legat. Sub 24, Ugol, Ștefan cel Mare. Și acolo e procuratură, nu? Dar nu-i procuratură, dacă ai ce contestat și nu ți-au venit contestațiile, înțelegeți? Din contestație mă duc să depun plângile aici și nu m-am întrebat... Trebuie să apelezi la avocat, mai ales dacă n-ai venituri destule, ceri avocat de stat, că dumneata n-ai să știi procedurile și din motiv de procedură să respingă. Am doi avocați, un avocat Capcelea în dosarul penal, primul dosar penal, a SIBA, patra ședință de... Și a patra, a 10 ședințe judecată, patru avocați schimbați. Dar de ce îi schimbi? Și nu-ți plac avocații? Și nu-ți plac avocații de stat? Și îi schimbi? Nu eu, primul mi l-a dat anchetatoarea, asta e Ion Golban, mi l-a dat anchetatoarea și el mă lasă în prima ședință, la anchetatoare, nu fost prima ședință de judecată. Și zici că nu vrea să te asiste sau ce nu-i place? Deloc, nu i-a spus nici o presiune, pac, înțelegi? La de asta, la pe urmă, judecătorul Serghei Papuca, Natalia Calugarian. Stăm în ședință, o așteptăm o leacă. Așteptăm vă și nu te vine. Eu am depus la Serghei Papuca listă de 20 de oameni. Primarul, polițistul, șef. Se audieze ca martor. Invitați în ședință, dacă martor. Ne v-ați luat seama că puteți să aveți probleme, că îi poți dă-i declarații împotriva dumneavoastră. Vreau să vină și în față să spună și violență în familie. Am făcut ne dând o sfârlă în 55 de ani, nimeni și n-am primit la nimeni, înțelegi? Și Natalia Calugarianu, avocată, a zis, dar sunt buni băieți, și primarul, și polițistul, să știu și eu. Și... După asta, Calugarianu, dar doamnă Calugarianu, când eu vin pe Armeanu 73?
Dar eu m-am uitat în dosar dumneavoastră, sunteți vinovat. Cum, doamna avocat, chiar omul dacă comite omor, omorul este intenționat, să stăia în efect. Circumstanța atenuantă, încerci să-l aperi, da. Avocata, avocata trebuie să-l aperi pe da, da. E o violență în familie. Ei, nu, dar ce poate, eu zic că e vinovat, ar trebui să recunoști vina ca să fie pedeapsa mai mică. Poate tot un sfat bun o vreau să-ți dea. Nu, pe urmă, eu, de altă avocată, Grozova, mă întâlnesc la Plovdiv, oficiul la Plovdiv. Eu zic, țara e capturată de Plahotniuc și așa mai departe. Deci, bun, și țara e capturată, justiția e capturată în Republica Moldova. Ce trebuie să-ți fac eu? Zic, să vă duceți în locul meu, pușcării, 3 ani degeaba, pur și simplu, așa, nefăcând, nici nic. Dar chestia încă și interesant, că în ziua, șase mai, când s-a făcut încălcarea ordonanței de protecție, soția sună polițistul Lozovan, îl sună, vine ca când poliția, face de asta dosar, proces verbal da. Și cea. Soția în dosar spune că eu mă aflu pe altă adresă, asta 100 de metri, 200 mai la vale, cu oameni, taman îmi zicea martor, toată ziua am stat cu dâns și am făcut grătar și așa mai departe, și nu vine nici nu mă sună poliția, spune, dumneavoastră ați încălcat ordonanța de protecție. Nu faci nici nimic, înțelegi? Pur și simplu așa, înțelegi? Și l-am întrebat pe Lozovana, eu am activat în taxiul ăsta, expres Ciurescu, și în 2008 și Paștele au fost undeva ceva 15 și 30 aprilie, așa au fost. Mm. În timpul ăsta el lipsește la serviciu. Am acolo, este un polițist care îl locuiește. Domn polițist, dă-mi să mă duc până acasă, ce. Nu mă amiesc în problemele șefului. Dar asta e, Frunză, polițistul Frunză, că îi spun și numele. Deci nu, că eu sunt cu dosar penal la Procuratura Generală, că am aici, m-a filmat cineva la polițistul Lozovan, în cabinet, că am bătut pe cineva din Ciorescu și o dat la Procuratura Generală. Nu vreau eu să mă bat. Și acest polițistul ăsta Frunză, Lozovan îl pune ca martor că... Când el a sunat acasă, că a încălcat ordonanța de protecție. Nu, el a sunat acasă și soția i-a dat voie să înțelegeți să dar chestia că eu pișesc. Deci, ta e vrut, dar ei chiar au scris că ai și făcut. Da, eu am fost acasă pe 6 mai. Dar Lozovan și eu ți-am dat voie pe 13 mai. Ei, om bun, 6 mai tu ne-ai scris că a încălcat ordonanța, pe 8 mai anchetatoarea îmi face dosar penal. Cum pe 8 mai eu cu dosar penal și tu pe 13 îmi dai voi de la 12 până la 1 acasă să de asta să ne haine, da, să ne. Dacă eu sunt inculpat cu dosar penal și fără de tine, că o sunat soție, te rog, azi eu nu sunt la serviciu, sunt vâhadnoi și așa mai departe, lasă-l să vină singur acasă. Eu sunt inculpat cu dosar penal și am spus eu de un și tergiversează 3 mai 2018 până am 4 septembrie, 10 ședinți de judecată. Pe dosarul ăsta penal cu încălcarea ordonanței de protecție. Da, violența în familie, încălcarea ordonanței de protecție. Și eu zic, păi oameni buni, 10 ședinți de judecată, domnilor judecători, și Papuca, și Vasilița Munteanu, Buica, arat procurorul, vă rog să ne arătați că măcar o dată a fost citate, părțile vătămate, fica și soția, înțelegi? Citate, nu, nici nu se prezintă, nu vine, înțelegi? E bun, asta și e motiv să anuleze hotărârea aceea și sunt necesare să fie citate neapărat. Dacă scris plângere, gata, și-o adus probe destule. Nu, în dosarul penal trebuie să vină, cum părțile vătămate nu vină. Dar de ce să fac doar confruntări față-înfață, înțelegi? Nu știu, mi-au făcut, nu știu, eu întreb, nu știu. Nu, judecă de asta anchetatoarea Irina Tambur, a făcut de asta... Ocinea stavcă, cum se cheamă? Da, confruntare verbală, da. Prama două zi, nici nu m-am gândit. Avocatul mi-a dat o întrebare, Ion Golban ăsta, că îi trăsnim Gheandrima, ta nu ești vinovat. Și pe urmă, prima și-a de judecat, l-am întâlnit și la curte de apel, l-am întâlnit și pe la Univerma. Da, pe avocat. Domnule Golban, spune de ce mai lepădat, pur și simplu, fără niciun. Stai și se duci înainte, înțeleg?